El este Vlad. Vlad intenționează să pregătească burger pentru petrecerea de diseară. Pentru a-i pregăti, Vlad își dă seama că are nevoie de 3 elemente: ingredientele, aparatura și rețeta. Luând în considerare că ingredientele vor fi bune și brânza se va topi, burgerii vor fi minunați. Felicitări, Vlad! După puțină contemplare, ne dăm seama că orice produs din jurul nostru presupune existența acelor 3 elemente esențiale: materii prime, aparatura și know-how. Același principiu este valabil și în domeniul științei și al ingineriei. Spre exemplu, Hanei a venit o idee. Ce ar fi să ne folosim de nanoparticule de aur pentru combaterea celulelor canceroase? Ideea este una de bază, dar într-o zi ar putea să facă parte dintr-un tratament complex și ar putea salva milioane de vieți. Fără oricare dintre cele 3 elemente, ideea Anei este condamnată să rămână la etapa de concept și să nu primească nicio șansă. Înființarea și întreținerea unui laborator sunt două procese remarcabil de costisitoare și adesea businessurile de tip startup și IMM nu dispun de fondurile respective necesare, chiar dacă, de cele mai multe ori, acestea constituie vârful de lanț a inovației și a cercetării. Athena Laboratories va veni în ajutorul comunității științifice și inginerești pentru combaterea acestor deficiențe prin oferirea de spații de lucru într-un laborator comun, utilizat de mai multe companii și persoane fizice în același timp, cu acces direct la materiile prime, echipamentele și bazele de date științifice necesare. Practic, investiția inițială aferentă instituirii unui laborator funcțional este înlocuită de o taxă lunară sau anuală ce include accesul la triada esențială. În acest fel, Ana va putea să-și dezvolte, valideze și discuta ideea, contribuind la progresul științei și îndeplinindu-și visul de a fi un membru activ al comunității științifice. Succes, Ana! Bună, sunt Maria Cristina și Alexandru Micu, fondatorii Athena Laboratories. Dacă v-a plăcut ideea noastră, votați-ne și țineți cont că în curând vom fi prezenți pe rețelele de socializare și vom lansa un site de prezentare. Ține legătura!